Zi, sunt. Bună seara, sunt Serghei și ca de obicei, fiind o televiziune liberă, umplă prin camere pe acolo, nu știu ce face. Văd că vine. Bună seara. Da, mă, am dat un număr de telefon. Da, mă, de ce vrei? Că dacă ai dat un număr de... Stai aici. Mulțumesc. Masacă, urmărește-ne cum ne schimbăm. L-am descoperit pe Sorin, e regie ascuns. L-am întrebat, de ce nu e șeful de acolo? Nu mi-a răspuns. Nu vorbește cu noi? Nu vorbește cu noi. Conducerea e supărată pe noi. Conducerea e supărată pe noi că am venit și ne-a făcut treaba. Și nu ne-a re... Iar nu pot să spun. Setat. Remunerat. Bă, dar nu chestia că nu știu cuvântul. Am început să am o chestie de dicție. Poate ajung și o președinte. Ca Nicolae Ceaușescu. Și că am avut astăzi o dispută, o discuție, fii atent, lasă. Am fost la cabinet la Slimar după amiază. Și era patronul acolo care e evreu. Din Israel, Israel, nu yes, original. I understand. A murit americanul. Băi, și a întrebat, m-a întrebat asta, că, domnule, sunt foarte mulți care regretă pe Ceaușescu aici. Și am povestit și eu niște chestii, și fetele de acolo niște chestii, știi? Unele le mai știa și el. Și să știi că sunt din ce în ce mai mulți. Nu știu dacă e un lucru de bine sau de rău. Eu nu regret, că nu pot să zic că deci l-am apucat. Deci îți explic eu ce se întâmplă. Matură. 60%, 70%, dar lumea nu înțelege ce se întâmplă. Nu regretă pe el. Regretă stabilitatea, banul, respectul față de meseria care e de om. Adică atunci profesorul era profesor, doctorul era doctor, acum profesorul stă în brigeage la băiat, pe la copii, da, pe la școală. Tentative, bă, avem o școală, de ce pretenții să mai avem? La ce banii care au, ce să facă, bă, e adevărat, alo. Da, sunt și... Alo, alo! Dar ce-ți pasă ție de profesor, tu care... Nu, ba, nu, bă, nu vorbim că... Bă, e baza, mă! Toată lumea pune baza pe școală, bă, și primele clase sunt cele mai importante, mă. Tu știi cum se vorbea, că dacă aveai o profesoară, era, cum se numea, un profesor se numea în primii ani sau cum se numea? Învățător. Învățător, da, ce pronunție. Domnul Trandafir, cum am pronunție, da. Dacă vrei, în particular, ofer lecții de dicție. Și conta enorm de mult dacă s-a atașat copilul de învățător și începea să învețe să facă, adică eu la al doilea copil al meu s-a atașat și a mers toată școala, a mers foarte bine pentru că aia știu să o învețe. Și... Nu că a mers, merge în continuare. Da, cum e, sigur. Deci e foarte important. Pe când acum, bă, e o babilonie. Păi tu nu vezi ce se întâmplă, mă, n-ai văzut? Ăla și omoră copilul cu lopata, mă, de 5 ani de zile, că-i mă s-a plecat la muncă. Adică am ajuns într-o țară barbară, mă. Și în orice țară civilizată din Europa, bă, ăștia nu înțeleg ce înseamnă capitalismul, mă, la toți există, când te concediază în Suedia, în Germania, în asta, vine psihologul, stă cu tine de vorba acasă, mă, mâncați-aș gura ta. Da, da, și la școală. Și te urmărește și te ia într-o bază de date. La noi îți dai seama ce retardat ăla să băi, cum băi, nu știu, e ceva... Vrei să citesc mesajele pe care ni le-a lăsat lumea pe internet după emisiunea cu celebrii lăutari de joi? Când și-au făcut talentul? Yeah. Mă rog, că un băiat zice, poftă mare să aveți, Dorele, nu mai suna frate la alea că spui lumea în cap? Păi asta a spus. Prea multe reclame, hai noroc și la mai mare să cânte Țambalili. Dacă nu o fac real, mare bare în virtual și tot e bine. Vă mulțumesc pentru invitația la restaurant din seara asta. Așa mai am și eu timp să ies la restaurant. Chiar vă trebuia, zice altceva, puțină muzică. Cred că asta mai lipsea pentru o noapte perfectă și o dimineață mahmură. Jureviciu, în schimb, trimite un mesaj lung și spune bună seara, Serghei și Mara. Îmi pare rău să vă spun, dar emisiunile de joi seara nu se reușite deloc. Dar nu-i place lui restaurant. Cu lăutar de rangul 3, sunetul este îndoielnic, nu vă auziți, n-are nicio legătură cu emisiunea ce faceți voi acolo. Îl mai și invitați pe țigănușul ăsta fără bun simț și tupeu Maxim, la cine se referă? Care din ei că am avut numai colorați? Nu, eu zic că, dar nu, ce la cântă bine tot, e o prostie. A, XX Factor. Da, la el se referă, la Iulian. La cântă, la are chiar voce. În studio sunteți mult mai haioși și discuțiile sunt mult mai interesante. Vă spune un fan al emisiunii, încă din prima săptămână de emisie. Cred că sunt mulți de aici de acord cu mine. Știu, dacă nu-mi place, nu trebuie să mă uit. Este doar părerea mea. Mi-e dor de ruși, poate mă invitați. Da, și nouă ne e dor de ruși, dar e scumpă. Da, e foarte scumpă la vedere. Noi trebuie să... Zică, dacă mai chemați-o, dacă nu e plecată cumva într-un turneu de promovare în Grecia.
Nu, dar care-i povestea? Trebuie să-i satisfaci pe toți, nu poți să te... Știi cum e asta? Ca și la restaurant. Dacă te iei după toți clienții, închizi restaurantul. Că unul spune că o mâncare este extraordinară, aceeași mâncare de aia nu spune că e o porcărie. La vin, la totul. Deci, n-ai cum să împaci și capra și, varza. Și... Am început să am... Dar îmi produceam anumite cuvinte. Cum ar fi capră? Să iau pietre în mine. Și ce faci dacă ești cu vruna și zici stai așa, cum îi spui? Stai pe două secunde că am venit pornit, venind încoace, am venit cu mașina și am auzit o reclamă, mă, care o face tatăl eu, mor de râs, mâncați. Vai de capul meu, sâmbătă seara, să-mi aduce aminte, la Gianni Morandi. Dar știi reclama cu tatăl eu? Cu aia, cu casa aia bântuită, cu... Nu, mă, cântă, ea cântă, nu. Luați-vă... Bă, și m-a ținut... Băi, am un mesaj. Și acum, pentru că eu respect respectatorii, am să povestesc cum era doamna Tatoiu sâmbătă la Gianni Morandi. De era așa cum la 30 de urmă, am plecat în coace. Da. La sala Palatului, doamna Tatoiu. La Gianni Morandi, ce public poate să fie? Public de vârsta a doua. Da, trebuie să plec din București, turbesc că n-a fost, că a fost super. Da, au fost ai mei și mi-a relatat mama, deci eu am încredere în mama și în părerile ei obiective. Oameni îmbrăcați în blugi, cum te duci la un concert Gianni Morandi, normal, nu? Da. Nu te duci cu papion. Și era în pene, destruț. Nu, doamna Tatoiu era în pene destruț, cu multe bijuterii, deci de o eleganță ziceai că e la Buckingham Palace, la regina Angliei. Ești cu regina, n-avea varza aia. Bă, n-avea nicio legă cu pălăriuță. Cum mi-a zis mama, zice, băi frate, mă uitam la Ilie Năstase. Și era omul în bluș degajat, într-un tricou, dansa asta scrobită, băț, nu știu ce. Soțul doamnei și omul în bluș, cred că e maltratat. Mă rog, este pamflet ce spun eu acum. De judecată. Am spus pamflet, m-am pus în gând. Nu-și seama. Aia nu-i problema mea. Să-i spune avocat. Să-i apă avocat. Gâșgoa cu tatuar face un cuplu deosebit. Păi cum să vii așa, mă? Și că i-a zis cineva din zice, Monico, o cunoștea. Dar cum ai venit îmbrăcat așa? Și că a avut un moment ăsta, că și-a dat seama de... Și zice... Nu știu unde a venit. Cred că nu știa unde a venit. Unde a venit. Zice, mă duc la un botez după aia, știi? Da, mă duc la un botez să vomit un copil. Da, mă, deci... Bă, dar știi ce numai... Cât tupeu să ai? Deci, bă, dar cine... Băi, doamna Tatoiu, când ți-ai arătat chiloții la televizor, atâtea zeci de emisiuni, cum te duci dumneata să vorbești politic acum? Ce credibilitate poți? Bă, dar fiecare seară, mă, mâncați-ași gura ta. Și al doilea chestie care trebuie să iau foc, că nu mă pot abține, dom'le, a venit guvernul care a venit. Bă, care a venit? Guvernul care a venit? Pe care a venit, ăsta care e acum. Nici măcar memoria că nu prea mă atrage politica și din ce mă scrie. Este guvernul, primul guvern, Victor Ponta. Da. Știe toată lumea, da? Păi poate nu știe. Bă, am zis că s-a terminat cu praful ăsta, ori nu e depinde de ei. Ori televiziunile, ori, îți place un pronunț, ori, bă, aceeași cocleală, ții minte cu arestările, băi, eu nu mai praf în ochi, ăștia, bă, îndobitocesc lumea, ai văzut cât șucăr a fost cu arestările vameșilor? Da. Cu elicoptere, cu alea, bă, cu nu știu ce, stai puțin, niciun vameș, nu e nicăieri, nu s-a întâmplat nimic. Acum au terminat cu coclealea, bă, s-au furat miliarde și acum mă omoară cu 6 nași care au furat și 5 lei, 6 lei, 7 lei. O epopee națională, mă, cum îi arestează, cum îi duce, niște oameni amărâți care au luat și el un ban. Acolo e furtul, bă, s-au furat miliarde în țara asta, bă. Și să-mi dai așa ceva la televizor, exact cum ți-am spus, cum mă păcălea Băsescu pe voi, că vine el cu Dacia și cu mâncă cartofi și ouă. Și ales, tu ești cu el, îți spun eu precis. Exact cum v-a luat ăla la mișto și după aia, după ce a câștigat, numai 600 erau la nuntă. Să moară mama, erau mașini de 6-7 milioane. Alea sunt S-uri, Mercedes S. Nu fă reclamă. Ba, nu, era ce era. Asta, deci n-a mai venit cu Dacia și cu punga cu cartofi să gătească el acolo la nuntă. La nuntă avea escortă de vreo mașini de 7 milioane erau acolo. Deci s-a făcut bogat peste noapte. E acum aceeași praf mi-l aruncă și ăsta în față, nene. Ponta? Păi adică ăștia au furat miliarde și mi-l arată 10 nașii cu cei. Mamă, acum au fost, i-a pus pe jos, i-a întins pe jos, au venit cu mascații. Au prins corupția din România, 7 nași care, bă, știi cât furau? Unul își lua 1 milion pe zi, unul își lua 600 de lei pe zi. Ei, băi, s-a arruinat țara din 15. Lăsați-mă dracu de șmecherie, dacă vreți să arătați. Arătați-mă că sunt miliardari toți, prindeți dacă sunteți șmecheri.
A prins patru vagabonzi bătrâni care își luau și ei ca un salariu de căcat și luau și ei un ban. Vorbește frumos. Da, avea un salariu de... Mamă, că mă văd, mă scoam din nou, e frumos. Bă, aceeași tocăreală ca și ei, dar nu, să, bă, dar nu ne poți facem bine, mă, mușchi? Mâncați așa, niciodată, mă. Poți să te pupi în cot singur? Nu, că n-am, nu mi-aș minge. facem așa cu doamna tatua? Nu știu, bă, că am început să-l nebunesc. Am început să mai mă uit la televizor. Bă, dacă tu pe o a făcut-o Gigi praf, mă. Praf. Înțelegi? Și avem, vine în continuare, frate. Bă, și, trebuie să mă dau și la realitatea, mă. La ce spus realitatea, care la un moment dat m-am uitat. Acum o dăduse cu Băsescu, adică fusese cu el, alții a mutat Bobu cu Băsescu, acum sunt undeva la mijloc. Bă, și apare unul tuns așa, ca mine, cu barbă, care vorbește, zici că e Dracula în Pexter. Că Monica Tatoiu face reclamă la un produs pentru articulații. Da, mă, la cu articulațiile. Și luăm, ce, și mutăm genunchii și cântă, te cași pe tine de rău. Măi, ia să o căutați, mă, reclama regie. Bă, dai să faci tu. Bă, dar firma respectivă să ne pune pe o mama care ia de-abia merge că ișa. Nu compara pe asta cu o mama. Pe o mama e bătrână. Stai puțin. Și unul așa care vorbește sacadat așa și foarte ferm și prezintă candidații, mă. Înțelegi? Ăla a mâncat copiii cruzi. La realitatea, la realitatea, e încuscrit cu ăla de la pe ea, nu mai niște și vorbește așa foarte cu patos, adică trebuie să-l credem toți pe că ea să nu-l jignești și pe ăsta. Bă, mânca v-aș gura, bă, politicienii lui Nămol sau lui Carbit, bă, televiziuni de nișe, bișe. Spuneți, bă, politicianul ce vine și îmi face, bă, că toți care apăresc, spuneți că ăla a furat, că ăla s-arde, că ăla a divorțat, că aia s-a mutat de la vilă la bloc, că ăla a înghițit trei săbii, că ăla a fost securist. Spune, bă, când vine politicianul, întreabă-l, bă, cum rezolvi tu cazul cu căldura? Cum rezolvi cazul cu pensionarii? Cum mă scoți din criză? Nu că ce-a făcut, că n-a făcut, că a furat toți la un loc. Pe mine nu mă deranjează care a furat sau care n-a furat. Că totul de 20 de ani n-a spins pe nimeni. L-a spins până stase la un șto care pe aia a fost un căcat. Cum a fost? Căcat. Bă, nu vine și nu-l întreabă unul toate emisiunile, la toate astea încep să mă uit, nu mai pot să mă uit, bă. Toți spun că l-am prins pe la ce a făcut și cum a făcut. Bă, da, să vină să-mi spună, bă, eu vreau să candidez, dar la bărbosul ăsta care bate câmpii, un ras așa, unul știu, băiat tânăr. Unde tu te referi la Stribla de la nu, RTV? Ăla, nu, nu, mă, Stribla, nu, bă, unul, Stribla este la... La RTV, pe asta zic, de la realitate. Asta e la realitate, e unul, mă, care nu știu, că nu m-am mai prezintă viitorii candidați. Păi prezintă-mi, mă, ce face, întreabă-l ce face, să văd dacă îl votez sau nu-l votez, nu spune că a făcut. Să facă și așa, dacă îmi plătesc. Păi stai, mă, dar nu se poate, păi, dar și ce mă interesează ce a făcut ăla înainte, mă? Păi spune acum, uite, mă uitam în seara asta, îmi spune de la care a fost la primărie de ăla găsus cu barba, a fost și viceprimar și asta și primar la sector. Eu am o relație bună cu el, zic, ah, îmi scapă, cu mă, mu... Mur, ăla care e... Da, domne, da. Da, da, știu. Îl făceau varză acum. Bun, activ. Dar îl făcea o farsă că a fost informator. Pe ăsta de 20 de ani a fost primar, conduce primările. Pe după 20 de ani ce îl conduce? Îmi spui tu că a fost securist? Mai Murgeanu. Murgeanu. Și mai mă interesează ce a făcut dacă el de 20 de ani în primărie și conduce primările. Nu mai e, să mutase la transporturi. La transport, bă, a fost în viața politică de 20 de ani încoace. În administrație chiar, în puțin administrație. În politică, puțin. Nu, a avut funcție, a fost al PDL-ului, nu spune a fost pe final, pe ultimii 2-3 ani, dar el a fost un om de administrație. Și acum ce mai mi-i spui dacă el a și făcut foarte bun viceprimar la capital, a fost, bă, cum a... Cu rezultate, omul, da. Păi da, dar acum, dacă nu mi l-ai spus atunci, după 20 de ani, după ce a fost viceprimar, după ce a fost totul, a făcut tot ce a avut el, îți spui acum că ce mai mă interesează pe mine, ce e cu el acum? Păi spune-mi-l atunci când a fost. A, nu mi-l spuneai că erau ai tăi care erau la putere și nu vrei să-l torni. Acum cât să-i dăm în cap o cretinitate. Păi spune ce-mi face la când vine, nu că a fost securist. Că dacă a fost securist mă doare în cur acum 30 de ani. Ce-mi face mie acum, el mie, când vine? Bă, vin, de exemplu, vin senator în sectorul tău. Îți fac grădiniță, îți fac pantofi, îți fac o clanță, îți fac ceva, ce-mi faci, nu? Deci niște cretini, niște... Bă, suntem o țară care nimeni nu spune nimic, toată lumea dă pe ăla. Mama, acum mare... Bă, știi că n-am nimic cu... Mare dezbatere că Udrea s-a mutat la bloc ca să candideze. Păi știi toată țara că Udrea este milionară. Chiar dacă se mută, face teoria lui Băsescu, nu? Păcălește pe cine vrea să păcălească, pe mine mă păcălește. Și foarte bine. Și dacă eu acum, cu mintea mea, eu n-aș mai vota, dacă aș vedea-o la bloc, zic, bă, poate a pierdut banii, mai vine te mandate. Iar vine și mai bine, i-a luat, vine înapoi, că ai lovele și poate nu, ești mai relaxată. Păi nu spun bine ce spun? Da.
niște ștouri, auzi ce dezbăteau e acolo, bă, și oameni poliți, să vezi, încruntați, ziariși și domnul, Udrea s-a mutat la bloc, bă, ce, n-am putut să dorm acum, s-a mutat la bloc, bă, sunteți nebun la vrei să scap de ridurile de pe frunte? Nu vreau să scap de niciun rid, pentru că ridurile sunt foarte bune, domnule, pe mine mă ajută. La ce? Crede lumea că ai creier când te încrunți? Nu, să păcălesc fetele, că-s bătrân, că nu mai pot. Că nu știu ce, că vină o coace să vă conduci până la casă. La banii tăi ce trebuie să le